Salve dudes și bine ați venit la un nou episod de Farming Simulator 22 pe Barba Neagră. Suntem pe Elm Creek, exact. Și în momentul de față suntem aici la pădure, dar o să plecăm pentru că avem altă treabă pe câmp. Ei bine, eram aici pentru că avem o nouă fabrică, nu știu dacă mai știți ultimul episod din Farming Simulator Elm Creek. Aici facem ceva bere și o să ne trebuiască, avem pe partea asta punctul, o să ne trebuiască ceva hops, adică hamei. Și pentru asta am atașat în dreapta două sere, da? O să ne trebuiască hamei, apă, barley și empty pallet. Doar că, dacă nu avem hamei, nu avem nimic. Și pentru asta am aceste două sere pe care le-am umplut cu de toate, aproape, pentru că semințele nu sunt acolo unde trebuie, avem decât 3 tone la semințe. Este suficient încât să generăm ceva. Nu cât trebuie, dar ceva. Și de asemenea mai avem și aici încă o seră. Astea două vor genera în continuare. Dar până atunci, noi avem aici, la sugestia voastră, un plan. Astăzi vom semăna, planta, pregăti terenul, tot ce trebuie pentru o nouă cultură de bumbac. Da, nu am mai făcut de foarte multă vreme chestia asta. O să merg cu John Deere-ul și avem un load de wagon aici pe care o să-l folosesc. De ce? Pentru că pe terenul pe care eu o să pun bumbac, avem deja niște iarbă tăiată acolo și trebuie să o cam strângem. Exact. Și de asemenea trebuie să băgăm și un pic de motorin benzină aici și să înapoiem și paiele. Da, este o zi de aia plină la fermă, știi, plină de muncă. Și e foarte, foarte important să băgăm motorin benzină. Mă, nu știam pe unde vine ăsta, ori pe stânga, ori pe dreapta, ce se întâmplă? Și da, fraților, evident că această serie continuă. A luat și ea o mică pauză până puneam pe picioare ferma de animale, pentru că ferma de animale, plecând de la zero, a trebuit, bineînțeles, mai multă atenție. Acum ne întâlnim la benzinărie. Am scăpat de modul care îmi producea un consum exagerat de motorină. Normal și normal, modul ăla ar fi trebuit să, cum să zic eu, să aducă un punct de realism în consumul de motorină și să-l facă un pic mai realistic. Dar la mine nu se întâmpla chestia asta, deci era absolut oribil. Îmi consuma motorină în draci. Bă, dar nu înțeleg de ce nu se încarcă de aici. Asta e un pic. Este foarte posibil să trebuiască să mă dau jos din John Deere și abia după să meargă încărcarea. Ia, hai să testăm așa. Yep, așa funcționează, se pare, de fiecare dată. Și stați aproape pentru că vom folosi ceva plantere super interesante. Paiele, trebuie să scăpăm de ele ca să eliberăm aici remorca. O să le pun în acest siloz. Asta este un siloz special pentru paie și pentru fân și pentru iarbă. Acilea, o să ne și apară. Perfectus! Acum, fraților, hai să ne ocupăm o leacă. Dacă îi dăm... tu nu ar trebui să stai așa, mă, Volvo, mă! În mijlocul drumului este. Avem foarte multe lucruri, pentru că eu ultima dată m-am axat pe un singur lucru și pe celelalte le-am cam pus așa, mai în fugă, știi? Și da, vreau să aduc niște schimbări, vreau să organizez mai mult. Asta este o fermă foarte greu de organizat pentru că este imensă și din cauza asta mai avem lucruri înșirate, mai avem lucruri plasate, dubios, business-uri care poate nu mai funcționează așa cum funcționau înainte. Asta este terenul, avem ceva fân aici, este totul întors, trebuie să-l strângem. O să o facem destul de rapid, dar putem deja pe partea asta a terenului să începem munca. Și acum o să setez un punct aici de spawn al utilajelor. Și aici o să trebuiască să ne livreze nouă semănătorile, tot ce avem noi pentru acest job. Acum, hai să vedem ce avem din dotare. Avem Cotton Technology, asta mă interesește pe mine cel mai mult aici. Avem un pic de recoltation, asta de 5,4 metri. Nu știu dacă sunt foarte încântat de chestia asta. Hai să luăm un planter de ăsta, deci avem... Sper să am unul foarte mare, atâta zic. Avem unul foarte mare, 17,8 metri de la John Deere și nu necesită decât 340 de cai. Deci nu necesită 500 sau 600 de cai, ceea ce aș scăpa un pic. Deci avem și alte tipuri de tractoare. E foarte fain să nu ceară mult, știi? Hai să vedem aici. Deci aici mai avem alte versiuni. Fii atent, 27 de metri. 36,5 metri. Și avem... This seeder offers the possibility to seed directly. Deci nu ne trebuie să dăm cu vreun cultivator înainte, ceea ce... Fix asta vrei!
Avem 27,5 la Case, avem Stara la 23, dar nimic nu bate John Deere ăsta de 36,5 metri, adică ce vorbim? La doar 370 de cai. Bă, asta e o treabă uimitoare. Hai să-l luăm. Ăsta e, cred, Edita Mai. Mamă, mamă. Și avem adițional, ia să vă Refugee Plus Tank. Dar ce adaug? Ia să vedem, 4400. Nu știu dacă o să fie nevoie. Avem roții de la Michelin, deci astea micuțele din spate de la Michelin. Apparently, Row Units Extension. Oh, snap, boy. Deci avem 36,5. Ah, se pare că nu face nimic, decât adaugă vizual mai multe. Bă, le luăm, îmi place, luăm maximul posibil, nu? Degeaba avem 1.328, dar bineînțeles, după multă muncă și trudă. Lights configuration, ne adaugă aici, din câte am văzut, o lumină. Mă, nu să ne întindem noi pe noapte, nu ne trebuie. Ăștia attachment, trailer hitch. Păi, stai să vedem, trailer hitch-ul este în spate, da? Și atunci, de ce mi-ar trebui un trailer hitch? Nu-mi trebuie un trailer hitch. Nu știu dacă face față rezervoarele astea. Nu știu dacă fac față. Adică gramatică dacă este. Îl închiriez pe ăsta doar pentru 18.000. Deci mie mi se pare pomană de pomană. Știi ce zic? Iar unul din tractoarele mele pe care le-am aici, aș vrea să fac cu John Deere-ul pentru că este tot acelea, știi? Vreau să mereu îmi prospătez memoria de cai pe care îi are. Și vorbim de 458 de cai. Deci ce vorbim? Suntem pe bine sus. Astea au fost ultimele. Ok, perfect. Mergem cu băiatul ăsta. Știi ce? De aici o să luăm alt tractor, o să luăm probabil clasul ca să strângem. Așa, deci o să lăsăm aici loading wagon-ul. Perfectos! Și vamonos, facem și noi aici o conducere de asta pe care n-am mai făcut-o de foarte, foarte multă vreme pe Elm Creek. Elm Creek fiind una dintre seriile, eu nu asociez neapărat cu harta, ci cu una dintre cele mai ample serii, dacă nu cea mai amplă serie pe care am avut-o eu până acum, pentru că aici ne-am dezvoltat pe toată harta, comparativ cu alte hărți unde ne dezvoltăm doar în zona fermei pe care harta ne-o dă și ne mai extindem noi un pic pe acolo, știi, sau ne luăm alt loc. Nu, aici suntem literalmente pe toată harta expandați. Deci o așa mare fermă precum asta, e foarte dificil să ții like minte și cont de toate lucrurile ce se întâmplă în ferma asta, la câte sunt, ca să-ți dai seama de câte sunt. E ceva extraordinar de mult. Și acum zona asta reprezintă altceva. Și da, o să lucrăm și cu zona asta și cu ce vedeți pe aici. Sunt din nou parte din expansiunea fermei. Facem o mică conexiune. Atât. Și uite-te, știu ce setă frumos avem. John Deere Planter, John Deere tractor, deci ce vorbim, și versiunea de Farmcon aici, frumos, ia uite, șmecherie, Lightning Edition, și vorbim. Sunt curios cât o să-mi intre, din câte am văzut 4 tone și ceva, și de asemenea nu știu sigur dacă o să fie suficient. Și bineînțeles trebuie setată pe bumbac, da? Ne ocupăm de bumbac. Știi ce era fan? Și fanii totodată, ca tractorul să fie negru, ținând cont că... Aba nu, combina trebuie să fie neagră, gotcha. Și că tot vorbim de bumbac, trebuie să scăpăm de acest balot. Avem aici un balot de atât de multă vreme, dudes. De când am făcut literalmente bumbac ultima dată. De atunci îl țin acolo în spate. De asta ziceam, trebuie să pam, 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 curățăm prin fermă. Aici? Hai că am sărit dacă este. Știi ce mi-ar mai trebui mie? O greutate. Ar trebui să apelăm la una. Ia să vedem. Găsim una pe aici. Deci cu această semănătoare atașată nu pot întoarce foarte mult. Păi ce ai făcut, șefule? Păi ce ai făcut? Hai, ușor, ușor. Nu mai merge. Fii atent, a căzut asta. Uite-te tu, belea. Uite-te tu, belea, că nu vrea. Ba. Poate dacă o forțez, ia fi atent. Mă, nu știu, cumva înaintez. Like, trage. Eu cred că până la final putem să o scoatem de aici. Mă uitam pe aici prin jur și din nou avem baloți. Avem niște paleți de asemenea. Aici s-a blocat o leacă. Deci, trebuie să rezolvăm situația. Opa, mamă, ce grea e asta. Fii atent, pot să urc doar trupița. Boi, și prost, nu merge nici cu mânuța, mă? Ok, ok. Păi, asta cere
ceva. Apropo, și astea, cele două de găini, astea trebuie terminate de viață. Că stau aici de foarte... Mamă, deci am atâta poftă să rezolv situațiile de aici. Nu știu, pe mine mă gâdilă. De fiecare dată când văd probleme, mă gâdilă. Bă, hai să luăm pe ăsta, că văd că... Willowdor meu e plecat. Aparent. Ia uite aici. Random, așa, avem un sac de semințe. Ăsta de asemenea trebuie să-l ducem. Să-l punem momentan aici. O, fata, gata. Mamă, dar nu știu dacă poate lizardul ăsta să urce. Acum cam o grămadă de bani, adică mi-aș permite un telehandler, ceva mai mababan. Poate ceva articulat, chiar dacă nu sunt fan articulație foarte, foarte mult. Cred că ar fi mult mai întrebuincios pentru mine. Uite, avem acolo, dragă, împrăștie, paie, doamne! Bro, deci avem atât de multe de care trebuie să scăpăm. Foarte, foarte multe. Hai să mergem pe aici. Sunt curios dacă poate să-l urce, dar nu cred că are potență. Calmește-te, broski. Asta a venit cu poftă. Opa, opa. Așa, fii atent cum facem acum. Și acum, dacă închid eu cosplay-ul, care mă enervează de fiecare dată. Aha. Deci nu putem, dar fii atent. O țin suficient de mult în sus încât să o trag peste pod. Atât! Let's go! Let's go! A mers! Nice! O, da. Așa, da. Am cumpărat resursele. Hai să le și încărcăm acum. Deci ca să vedeți cam cât de mare este planterul ăsta, uite-te și tu la nebunia asta. Pe lângă când abia dau cu spatele, uite-te un pic de sus, așa, din view-ul din dronă. E imens! Este absolut imens. Foarte, foarte dificil de dat cu spatele și de asemenea de luat curbe. Deci ăsta cumva, dacă l-ai, trebuie să-l ții neapărat doar pe teren. Ia să vedem, încarcă. Deci aici nu vrea. Se pare că nu am decât semințe. Nu știu de ce ținem eu cont că ăsta vine și cu posibilitatea de a fertiliza. Înseamnă că m-am uitat la altul de dinainte. Semințe avem acolo. Am luat 4 tone de semințe. Să vedem dacă... Dacă nu ajunge. Avem parcă capacitate 4 tone și ceva. Mai avem semințe și la teren. E-o, merge. Nice. Bun. O să luăm alt tractor până se încarcă aici. Hai să mai dăm încă o dată, perfectos. O să luăm clasul, cu ăsta n-am mai lucrat de ceva vreme, mama, dar trebuie... are și la are un pic de lag așa ferma mea. Deci trebuie să umblu un picuț pe aici prin zonă și să eliberăm niște chestiuni. O să le facem chiar în episodul ăsta și sper eu să mai eliberez din din lăguț, o lecușă. Asta este monstrul meu. Mi se pare că dă foarte bine pe partea de iarbă, el fiind așa un verde mai deschis. Arată ca și culoarea fân. Cam așa ceva. Hai să vedem dacă se duce singur. Sunt tare curios, ia. So, îl avem. Și vreau să-l transport fix aici. Nu este departe. Vreau să văd doar dacă se descurcă. Ia. Target is unreachable. Nici nu mă miră. Nici nu mă miră. Lucrătorul Automelus nu este cel mai strălucit. Doamne ajută să avem și noi niște schimbări bune în Farming Simulator 25 cu privire la lucrătorul automat să fie, mă, literalmente, cum zice numele, AI. Să gândească singurel. Așa, deci avem 4 tone, într-adevăr, intrau vreo 4 tone și un picuț. Am mai luat 4 tone de semințe, le-am mutat acolo, la teren, așa că nu trebuie să mai... A, serios? Așa că nu trebuie să mai ne întoarcem până aici, știi? Bă, băiatule, bă. Mamă, dar... Deci roțile la semănătoarea asta, că asta e partea dificilă cu ea, sunt tocmai în spate, uite-te unde sunt. Normal, semănătorile mai au și pe undeva pe la un mijloc, așa, și când întorci, ai un unghi mai micuț de întoarcere, știi? Dar cu asta trebuie să vii mai ceva ca cu tirul, mă. Deci așa, prin bucle de-astea, mari, mari de tot, este o provocare numai să ajungi pe terenul de muncă. Și de asta nu dăm nici skip, să vedem dacă putem să ajungem. Că e destul de dificilos pe aici. Da, trebuie să mă bag pe aici neapărat să bag o eliminare de decorații, de produse, de dân-astea, pentru că FPS-uri e... Fii atent cum face, da, mă? Băi, e mare, mă! Și asta aduce de la sine și greutate, evident. O să-l pun aici din stânga. So,
Îți facem o deschidere. Și ce veți vedea aici sunt 30 și de metri. O să pun și capacele sus. Atât. Fii atent. Deci toată asta este o animație. Uite-te și tu cât de încet a pus-o jos. Eu am apăsat X-ul de ceva vreme. Deci nu era tractorul oprit când am apăsat X-ul. Zici că merge în slow motion atât de mare. Uite-te și tu. O grăbesc oare dacă dau un pic în față? Nu prea. Nu, este același. Jesus. Ați zis mai de câte întoarceri mă salvează. Gândiți-vă să faceți bumbac la 6 metri. Sau 9. Bă, ce vorbim? Și ăsta are 36. Ăsta are 36,5. Șmecherie. Și bumbac, dacă vreți să faceți, vă recomand să faceți pe niște terenuri uriașe. Pentru că din bumbac nu veți scoate foarte mult. Nu e chiar așa o cultură care să facă bani decât dacă... Oh, wow, mai avem niște arii pe aici de desfăcut. Decât dacă faceți pe o arie imensă. Atunci, într-adevăr, da, puteți faceți un pic de profit. Altfel, no, altfel e pur și simplu degeaba. Costă foarte mult pentru că are nevoie de planter, nu de semănătoare. Unul la mână, deci dacă ai semănătoare trebuie să ții neapărat altceva. Și după aia costă foarte mult remorca. Bine, poți să obții rezultate bune și cu o remorcă de baloți. Și uite că nu prea poți să folosești un telehandler sau un motosivuitor. Tot trebuie să folosești un wheel loader. Ceva mai mare, ceva mai baban, știi? Mamă, dude, păi, dar nu știu dacă fac față la ăsta. Pentru că eu cred că o să semene mai repede decât pot eu. Strânge fânul rămas. Știi ce zic? So, acum îl avem încadrat, zic eu, foarte bine. Îi dăm un hash. Și acum vedem pentru prima dată. Avem terenul făcut, tot ce trebuie. Imediat după aia trebuie să venim cu un fertilizațion. Dar pentru că băgăm iarba înăuntru, deja o să ni se pună un strat de fertilizare. Putem, bineînțeles, verifica. Hopa, asta. Și dacă uităm în dreapta jos aici, vedem că este fertilizat. Ia uite, 100%, ia. Înseamnă că l-am și fertilizat înainte. Ce frumos! Corect, uite, l-am și fertilizat. E la 50% fertilizat. Pentru că vine și bagă iarba în sol, se creează al doilea strat de fertilizare. Tare sau ce? O să mergem în clas. Ăsta-l vreau. Așa, tată. Bun, let's go! Let's go că termină ăla! Odele! Punem babanii la treabă. Asta e o fermă pe care o vreau. Facem cantități de-astea mari, frumos, așa. Stare curios în FS25 ce posibilități vom avea cu privire la utilaje. Sunt curios ce adaugă nou, știi, pentru că Class a scos acest model care nu a fost introdus oficial în joc. Deci ăsta este ultimul model de la Class, de la Xerion, și cu siguranță îl vom vedea în farm. Adică m-aș mira să nu apară. Avem și un case nou, dacă nu mă înșel. Adică avem câteva de-astea, știi, refăcute. Și mi-ar plăcea maxim să le văd băgate așa de Giant, să le facă la nivel oficial, știi? Și cred eu că de acum acolo utilajele cam toate vor avea IC control, pentru că fără cred că rămâne și mai mult în urmă, modurile luând-o mult înainte, adică era e și timpul. Și n-aș vrea IC control, spre exemplu, pe geamuri, aș vrea pe uși, pe o trapă, poate din când în când, aș vrea pe ceva ce ar aporta. Spre exemplu, să pot să modific cum vreau eu oglinzile. Asta mi-ar plăcea maxim. Foarte mult joacă din interiorul volanului. Dar uite, de exemplu, am oglinda asta. E cât de cât ok, doar ca și mai apropia un pic să văd și parte din remorcă. Ca să pot să-mi iau și o reper când au cu spatele. Cealaltă din dreapta nu vede nimic. Aia vede doar remorcă așa, dar nu vede în spate de nicio culoare, știi? Mamă, ăsta poate să întoarcă? You can do it! You can do it! Se pare că n-am întors până la capăt, ha? Nu știu. Verificăm după aia și vedeam-o-s. Aici avem un loading wagon ce suportă o cantitate foarte mare. De asta îmi place că nu trebuie să mă duc până la descărcare. Putem să facem așa dintr-un foc și uite, mai câștigăm timp în timp ce John Deere-ul meu face întoarcerea. Acum nu știu dacă prin zona asta este fertilizat, pentru că se pare că am tăiat în două terenul eu. Mă întreb oare, ia să vedem, este fertilizat pe aici? Este și aici fertilizat 50%. Băi, deci asta mă fericește maxim. Ce? De ce? Plantăm și așteptăm. Și s-a întâmplat bumbacul.
La partea cu recolta e nasol. Acolo nu mă încântă de nicio culoare, pentru că va trebui să apelăm la, cred eu, două combine. Dacă apelăm doar la una, o să dureze foarte mult. Mi se pare că lățimea de... Cât era, mă, lățimea? Era un 6 metri sau maxim 9, dacă nu mă înșel. La combina de bumbac, pe care o vedem pe aici, să vedem. Cutan Technology, toate la fel. A, da, uite, avem noi niște moduri foarte interesante. 6 metri, 6 metri și asta vine tot cu 6 metri. Păi și care e modul interesant? Stai aici să văd. Că nu jene pricepe. 10 tone, 10 tone. Poate prețul ar fi mai interesant așa o leacă. Luăm și iarba? Am luat și iarba și am transformat-o în fân. Nice. Este un pic să mă uit, că sunt tare curios. Deci, astea, Cotton Harvester normal și unrealistic. Asta vine pe... 25 de km pe oră viteză de lucru și astea au 38, deci din prima avem un avans. Și nu este viteză de lucru, fii atent, viteza de lucru de 65, asta e de 14. 14 cu 65, mamă, de-abia aștept să le folosesc pe astea! Dar de ce scrie am realistic? Ok, deci asta e, 14, 10 km pe oră, 14 pe a mea mod. Și dacă chiar vrei să te duci departe și dar noi o să vrem să ne ducem departe, folosim asta de 65 de km pe oră. Deci o să fie practic o combină care o să zboare pe teren. Și avem nevoie de dinți, pentru că vorbim totuși de un dita mai terenul. Hai! Ne vedem în câteva secundele, de fapt într-o secundă pentru voi, când umplu remorca. Hai că m-am păstrat înaintea semănătorii, suntem pe Binesos, o să strâng aici brațele. Și cred că o să-mi dea și timp să mă duc să descarc. Avem aici 400 de tone de fân. Apoi eu cred că o mare perioadă de timp nu vom mai avea probleme cu fânul. Este? Cred că suntem bine din punctul ăsta de vedere. Hai să aprindem și luminile de zi. Așa, să le băgăm și pe alea mari. Hați, hați! Let's go! Xerionul ăsta cere neapărat niște muncă nocturnă. Yep! Nu știu dacă neapărat să lucreze la el, dar să-l aduci pe teren, aprinzi lumina... Și o îndrepti către punctul tău de muncă. Și n-ai niciun fel de stresulescu. Așa. Faptul că tot am ajuns aici, o să profit și încerc să mai eliberez un pic din FPS-ul. Am multe decorații pe aici. În ultimul timp am adus și multe mașinării, evident. O să mă uit să văd ce folosesc așa mai des și dacă nu am așa ceva ce vreau să folosesc tot timpul, o să vând și o să merg pe închiriate. Așa mai eliberez o lecușă din zonă. So, ultima dată noi când am decorat aici cu silos frumos, tot am eliberat zona asta, a fost frumoasă, nu știu ce, alea, știi? Adică a fost fain. Aici trebuie să umplu, dar uite, am niște decorații care inițial, știi, ziceam că aportează, dar să știi că pe parcurs, pentru că mi s-au strâns o grămadă, na, aș prefera să nu le am. Piatra? Hai și piatra. Erau ele pe ambientale, dar... Așa, bun. Aici o să scap de aceste două fabrici. Deja avem... Fii atent că luăm pe asta! Wow! 407 de la produsele în lucru. Și asta la fel. Nice! Avem deja 2 milioane. Let's go! Și mai avem ceva, fraților. Avem aceste oi, da? Oile astea... O să scăpăm de ele, pentru că vreau să fac niște țarcuri foarte miștoace. Astea sunt, practic, niște țarcuri mici. Bergam, nu? Astea sunt de la Bergam. De la Horman. Eu când zic Bergam, zic Horman. La mine e cumva același lucru. Astea sunt prea mici pentru ferma noastră. Deci ferma noastră necesită ceva mai baban. Nu putem să lucrăm doar cu așa ceva. O să vedeți că ăsta este următorul plan. O să facem ceva foarte, foarte mișto. Acum, mai avem astfel de decorații. Pe care, de asemenea, trebuie să le vindem și astea trebuie să scap un picuț de ele, că au rămas așa cam în aer. Bun, aici nu avem nevoie de 3 spălători, ci avem nevoie doar de 2, unul în dreapta, unul în stânga. Decorația asta de aici trebuie eliminată și umplut pe aici cu ceva plante și deja am mai eliberat un picuț din FPS. Mașinuța asta trebuie să o eliberăm de asemenea, asta e o zonă pe care o ador, așa că o voi lăsa așa. Puicuțele, de asemenea, în zona asta trebuie să modific. Aici vreau să fac un pic de hub și știu că o să fie ca un șoc, dar voi elimina asta. Iop! Le vom... Hai bă, returna! Așa, după care trebuie să scăpăm de tot ce mai avem pe aici prin zonă.
Ce mai vreau să vedem? Benzinăria asta este o benzinărie pe care eu nu prea am folosit-o, din simplu faptul că e o benzinărie lângă mine. Așa, asta nici atâta, deci am o grămadă de benzinării. Asta e un giratoriu, nu, asta este o alveolă foarte dragă mie, așa că o voi păstra. Și aici trebuie să venim să eliberăm de paleți și ce a mai rămas prin zona. Bun, aici îmi place cum s-a petrecut toată treaba. Ia să vedem ce nu mai simt. Păi, nu mai simt nici asta. Aici o să lucrăm cu alt hambar. Acum avem alt pack de hambar, adică o să modificăm un picuț această zonă. De asemenea, silozul ăsta nu știu exact ce mai are în el. Ia să vedem, avem 75, avem ceva grâu, avem barley, canola, sunflower, soybean și corn. N-am să-l vând pentru că nu știu sigur dacă am dus tot porumbul. Cu porumb și rapiță. Eu cu rapița încă mai fac treabă, fac niște ulei de rapiță. Așa că mă trebuiește. Zona asta trebuie să lucrăm. Mamă, dar câte zone. Dude, deci avem foarte multe de lucrat. De asemenea și asta. O să vedeți pe parcursul evoluției acestei serii că din nou o să capete o transformare și aici și mai încolo. Așa. Astea n-au fost zone pe care le-am făcut neapărat de la zero, din simplu fapt că aici a fost ferma prima dată, știi, și am tot transformat-o puțin câte puțin câte puțin. Casa de asemenea mi se pare că am depășit casa, așa că vom modifica casa. În momentul ăsta o să o vând, exact. Și o să rămâneți uimiți de ce casa o să-mi trag. Dar asta veți vedea în episodul următor. Pentru că e ceva major, e ceva de bogați, fix ca și bugetul meu. Tank is empty! Oh my god, ok, hai să mergem! Să mergem de îndată să rezolvăm situațiunea. O să facem dreapta împrejur. Bă, dar de ce merge așa încet? Probabil din cauza că întoarce. Vezi, când vezi un Xerion de ăsta, te aștepți un pic să meargă mai rapid, și dar nu e, că merge realistic. Așa, și acum băgăm și noi John Deere, hopa, oprim motorul că trebuie să luăm de acolo. Și... of, câte am! Eo! Avem... mamă, mamă, trebuie să vin foarte, foarte rapid să strângem iarba. Păi știi cum facem? Hai să strângem aici semănătoarea. Proces care a fost început și ia fii atent cât durează ea. Poai de cap, până își face lateralele, mamă! Deci până își face toată nebunia, eu pot să vin cu clasul și să mă apuc să strâng iară iarbă. O las să strângă, mă duc pentru că am fix acolo ceva saci de semințe și completăm semănatul. Dar fraților, un astfel de teren, uite-te cât de repede a fost făcut, dacă ai niște utilaje, babane. Dacă ai ceva, și am o putere, bărbăție. Nu de 6 metri sau de 8 metri și stați să vedeți recolta, pentru că recolta o să fie demențială. În episodul următor, fraților, vom face recolta și de asemenea o să vedeți ce casă o să-mi construiesc. O casă de bogați. Până atunci v-am salutat, noi bine! Pa, pa!